În data de 13 mai, polițiștii timișoreni au fost sesizați de un bărbat în vârstă de 59 de ani cu privire la faptul că în jurul orei 23:20, în timp ce se afla într-o stație de transport public din Timișoara, două persoane necunoscute l-ar fi lovit în repetate rânduri. Ulterior, persoanele i-ar fi furat portofelul din buzunar, în interiorul căruia se afla suma de 5000 de lei și acte personale. Mai apoi indivizii au fugit de la locul faptei. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, stabilind că cele sesizate se confirmă, iar în în urma investigațiilor efectuate la data de 14 mai au reușit identificarea persoanelor bănuite de comiterea faptei, respectiv doi bărbați în vârstă de 38 și 48 de ani. Cei doi bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată. Polițiștii continuă cercetările în vederea documentării întregii activități infracționale a acestora.